susținem Starnet pentru că iubim Moldova. Bun găsit la o nouă ediție de Cealaltă Basarabie. Sunt Leanca Grițcan. Iată ce veți urmări astăzi. Este o experiență superbă, deoarece ești înconjurat de oameni talentați, ambițioși, care, știi, au fost aleși pe sprânceană și mereu ai impresia că ai acest sindrom al impostoarei, știi, oare de ce fac eu aici? Și visul meu era ca să fiecare moldovean din această lume să aibă un mentor atunci când crezi că nu e pentru mine, că nu mă voi descurca, că altcineva va fi și mai bravă, aplică. Eu la Google și la Facebook nu avea să nimerez dacă nu ziceam da. Și mai ales cum eu eram așa carieristă și cariera și nu știu ce, da, mi-a dat așa un apă rece și să înțeleg că familia este pe primul plan și nimic nu este veșnic. Descoperiți povestea fascinantă a unei moldovence pasionată de industriile creative. Dana Munteanu a strălucit alături de giganți precum Google și Facebook, iar de aproape un deceniu reușește să transforme viețile tinerilor din Moldova prin organizația MentorMe. Aflați cum o tânără pasionată a ajuns să adune o comunitate globală de profesioniști moldoveni și cum își construiește acum viitorul în Olanda, inspirând și ghidând generațiile viitoare. Vedeți cum Dana a transformat visurile în realitate și a devenit un reper pentru cei care își doresc să urmeze drumul spre succes într-o lume conectată și plină de oportunități. Astăzi, la Cealaltă Basarabie. Dana Munteanu a descoperit lumea dincolo de orizonturi, de la țările europene până la ferma de inovație a Facebook-ului și sanctuarul cunoașterei Google, tânăra a explorat teritorii digitale. Experiența sa vastă și diversă în tehnologie și mentorat, obținută în Europa și Statele Unite, a inspirat-o pe Dana Munteanu să se implice activ în dezvoltarea și susținerea inițiativelor din Moldova, chiar și de la distanță. Cine este Dana Munteanu? Nu știu cine, o tânără care are ambiții și vise mari și care vrea să aducă cât mai mult impact pozitiv în mediul ei, în societatea ei și în lumea în care trăim. Când a început drumul tău în afara Republicii Moldova? Prima dată când am plecat așa pe mai mult timp a fost în timpul studențimei. Am plecat pe 3 săptămâni în Praga la o școală de vară și atunci pentru prima dată am simțit așa gustul independenței și libertății față de părinți, față de tot ce mă lega acasă. Dar așa mai serios, prima dată în 2010 când am plecat în SUA, am făcut un an de schimb de experiență ca studentă la Bard College și asta a fost așa. Atunci am prins gustul adevărat al libertății și independenței și visului ăsta de a-ți realiza orice dorințe și ambiții, că totul este posibil. Cred că SUA te energizează în acest sens. Dana și-a făcut studiile superioare în Moldova. Aici a pus bazele pentru viitoarea sa carieră. Am făcut relații economice internaționale și un an de schimb de experiență între timp. Și da, e o academie puternică. Am ales o facultate așa mai generalistă, pentru că nu știam ce vreau să învăț și să fac. Bine, cred că părinții mă visau ambasadoare și nu știu ce. Până la urmă, eu cred că am ajuns să fiu ambasadoare în rolul meu de a împărtăși cât mai multe despre Republica Moldova în afara hotarelor noastre. Punctul de cotitură a fost marcat de un an de schimb de studii peste ocean în cadrul unui program universitar. În Statele Unite, ea a descoperit un sistem educațional cu facilități și abordări diferite, care i-au deschis noi perspective și i-au influențat profund viziunea asupra educației și a oportunităților din lumea academică. Eu am fost norocoasă să fiu chiar în New York. Primul semestru l-am petrecut în campusul lor, care e superb, e foarte frumos. Și acolo aveam lecții de actorie, de limba italiană, învățam despre relații internaționale.
prin ce se deosebește sistemul american? Ei au aceste universități care au arte liberale, ceea ce înseamnă că tu în primii 2 ani poți să înveți orice. Poți să-ți alegi, nu știu, să-ți faci sculptură și balet și politologie și așa mai departe. Și deja în ultimii 2 ani de facultate tu te specializezi și poți să-ți alegi principala specialitate. De exemplu, aveam amici care făceau, nu știu, major, principală specialitate în politologie, și minor în dirijor de orchestră, știi? Era așa o combinație superbă dintre, da, creativitate, analitică. Primul semestru am fost acolo, al doilea semestru am fost în New York City. Acolo am avut parte de un program de internship, aveam cursurile seara. În timpul zilei aveam acest internship la Carnegie Council for Ethics and International Affairs. Și după aia, după ore, înveți, mai mergi și te distrezi, că, mă rog, aveam 20 de ani. Și după care, vara am petrecut în Washington DC la un alt internship în International Development. M-am întors cu o energie nebună, deoarece așa am văzut că totul este posibil și atunci când investești în educația ta, orice îți pare, știi, nu știu, palpabil sau... Da, nu știu, îți dă așa o energie și un drive și o ambiție care m-a ținut timp de un an la ASEM, ultimul an de la ASEM, dar și m-a făcut așa mai neastâmpărată, deoarece nu mă mulțumeam doar cu facultatea. Dana nu și-a imaginat vreodată că va pleca sau se va stabili în altă țară. Cu toate acestea, drumul vieții a adus provocări și oportunități neașteptate. Perspectiva sa inițială s-a transformat mult, ducând-o către noi orizonturi și aventuri în afara graniței. Nu aveam niciodată acest gând. Chiar și când am plecat în SUA, eu știam că vreau să revin acasă, să-mi termin studiile, să, nu știu, să încerc să-mi creez o carieră în Moldova. Când am plecat la masterat, deja în Marea Britanie, fix așa, vroiam să mă întorc la biroul pentru relații cu diaspora, că eu lucram acolo înainte. Dar nu știu cum lucrurile s-au aranjat într-un mod așa natural și organic și mi-am întâlnit viitorul soț, am fost la un târg de carieră și acolo mi-am întâlnit următorul angajator și nu știu cum am gândit eu, de ce nu să încerc, să văd dacă îmi place, dacă nu. Și nu știu cum așa s-au așezat lucrurile, știi, o ușă ți se deschide pe urmă alta, pe urmă începi să descoperi noi orașe ca Londra și îți place și pe urmă vii pe acasă și parcă ți-e dor, dar oricum te gândești că oricum ușile mereu vor fi deschise acasă. Dar eu cred că odată ce ești într-o relație stabilă, de lungă durată, cu cineva care nu este moldovean, e mai dificilă, nu știu, ți e mai dificil să-ți imaginezi reîntoarcerea, deoarece trebuie să fie o decizie comună și bine gândită. După parcursul său academic din Moldova și experiența din SUA, a pornit către un nou capitol al educației sale, un masterat în Marea Britanie. Am făcut un an de masterat. În Marea Britanie e posibil să faci doar un an. Și am făcut master în industriile creative. De-aia a fost mult mai focusat, specializat. Am avut lume care învăța cu mine. Era un grup foarte mic, undeva eram la 24 de studenți. Unii se specializau pe industria de publishing, da, de publicații, alții pe industria de muzică, pe galerii, pe unii pe advertising ca mine. Eu, mă rog, pe atunci credeam că voi lucra în marketing. Și da, era mult mai... era mult mai focusat și era fain că colegii mei aveau o experiență bogată în domeniu. De aia nu doar învățai din cărți și din ceea ce îți povestea profesorii, dar și din experiențele acestor oameni faini care
lucrează, nu știu, cineva are o galerie în Shanghai, cineva este producător de filme în Colombia, prietena mea din Japonia lucrează în industria de cărți pentru copii. De-aia, da, am o prietenă care a lucrat toată viața la BBC și la ei peste 60 de ani a decis că vrea să-și facă un masterat, de ce nu? Da, de-aia a fost așa o experiență destul de bogată și diversă. Determinarea sa, dar și dorința de cunoaștere și explorare au ghidat-o spre Google. Dana a trecut printr-un proces de recrutare riguros și intens. După ce a aplicat pentru poziția dorită, a urmat un proces de interviuri care a durat neobișnuit de mult. La Google, de fapt, era un proiect nou pe care, la care ei aveau nevoie de, mă rog, oameni așa mai descurcăreți, antreprenoriali, și m-a contactat un recruiter de acolo și am trecut prin proces, deși a durat 4 luni procesul. La interviurile uneori sunt prea deocheate și complexe, dar da, nu știu, am zis de ce nu. Este o companie la care, știi, n-am visat să ajung, dar mereu am auzit doar lucruri faine și cât e de dificil să ajungi acolo, și cred că asta m-a motivat să demonstrez că pot să ajung acolo. Și deja la Facebook, o amică cu care am lucrat la Google deja mi-a povestit despre un alt proiect interesant care se începea acolo. Și am zis, de ce nu, hai să mă mut acolo, că era responsabilitate și mai mare și avea să joc un rol mai global, nu doar regional, și de-aia mi-a părut interesantă oportunitatea. Această perioadă lungă de interviuri a fost un test al perseverenței și angajamentului său pentru a obține oportunitatea profesională excepțională. Ei vor să înțeleagă cum te-ai descurca în mediul lor, da? Este un mediu în care trebuie să creezi mereu inovație, să vii cu idei noi, să execuți cu viteză maximă, mă rog, este big tech, știi? Te miști cu lumina, te miști cu viteza luminii uneori. Dar cea mai interesantă întrebare pe care o țin minte și la care așa m-am un pic trebuia să mă gândesc era câți profesori sunt în Germania? Știi, și tu așa te gândești, parcă nu știi, chiar nu, eu nu știam răspunsul. Dar cel mai mult contează procesul tău de gândire și cum tu le arăți, cum ajungi la acel răspuns, da? Te gândești la, nu știu, populația sau câți, cam care ar fi populația într-o anumită vârstă, câți, nu știu, profesori pe cap de locuitor și așa mai departe. Dar până la urmă nu răspunsul contează. Contează procesul tău de gândire. Perioada în care Dana a lucrat la Google a fost una cu adevărat impresionantă și greu de descris. A fost implicată în proiecte și provocări tehnice care i-au pus la încercare abilitățile și creativitatea în moduri care i-au depășit așteptările. Este o experiență superbă, deoarece ești înconjurat de oameni talentați, ambițioși, care, știi, au fost aleși pe sprânceană și mereu ai impresia că ai acest sindrom al impostoarei, știi, oare de ce fac eu aici, mă voi descurca sau nu. Da, mereu ai impresia că nu ești cel mai deștept în odaia în care te afli, într-un meeting, ceea ce e fain. Mie îmi trebuia anume să cresc, să învăț permanent. Dar ești expus la foarte multă inovație, da? La, știi, proiectele care vor apărea, nu știu, peste câteva luni, tu deja le cunoști și parcă și trebuie să le ții în secret. Sunt foarte multe procese, deoarece, știi cum, orice produs pe care îl creezi trebuie să treacă prin multe etape de aprobare și așa mai departe. Mie Google mi-a părut mult mai birocratic. Experiența Danei la Facebook a reprezentat un alt moment cheie în evoluția sa profesională. Dar la Facebook, bine, eu poate că m-am alăturat unei echipe din cadrul unui startup la Facebook, se numea Workplace și era primul B2B produs, da? De la business la business vindeam și de aia am beneficiat de o cultură așa mai antreprenorială, în care dacă aveam o idee nouă
puteam să o prezint și să încep implementarea, nu știu, în a doua săptămână, știi, era un, așa o oază de aer proaspăt pentru mine, să văd că ne mișcăm mult mai rapid, dar depinde mult în ce departament ești, la Google sau la Facebook, experiența fiecăruia poate fi complet diferită. De exemplu, la Facebook știu că în lumea advertising-ului, acolo tot e foarte birocratic, sunt multe procese, e complex, și experiența colegilor de acolo era complet diferită de a mea. Dar ce unește aceste companii este cultura lor, în care pun accent foarte mare pe oameni, ca să-i dezvolte, ca ei să crească, ca să-și folosească punctele forte, abilitățile pe care le au cele mai bune, și chiar creează un mediu în care tu te simți valoros, apreciat, respectat, și asta te stimulează să produci rezultate bune în fiecare zi. Și clar că sunt foarte multe beneficii, cantina, știi, nu trebuie să te gândești ce să mănânc la prânz, ai totul acolo, sub nasul tău, da, și practic totul este pus așa la punct, nu trebuie să-ți faci griji ce țin de, nu știu, beneficii de sănătate sau dacă ai familie și așa mai departe. Deci îți creează un mediu în care tu poți să fii 100% focusat pe lucru și pe atingerea obiectivelor. A fost extrem de entuziasmată să creeze și să se implice în proiecte noi în timpul lucrului ei la Facebook. Ce m-a ținut? Faptul că noi cream primul B2B software business la Facebook și Facebook-ul n-avea idee cum se face asta, și practic era o energie faină că noi eram cofondatorii primului business de acest fel și trebuia să stabilim procese, echipe de la zero, și asta m-a ținut, faptul că, știi, ba dintr-o echipă în alta, m-am mutat și tot așa, pe diferite segmente în vânzări. Și ce m-a făcut să plec? Am înțeles că la un moment dat, știi, cât mă ajungi mai sus, e mai greu să... Trebuie să fii mai răbdătoare, trebuie să aștepți să-ți vină rândul, să fii promovată, să treci la următorul nivel. Și da, cred că răbdarea mea a decis să plece în vacanță, și mai ales și noutatea soțului meu, că a luat un job în Olanda să predea și să facă cercetare în domeniul relații internaționale, și faptul că eu am luat un curs în domeniul sustenabilității, și asta mi-a trezit interesul și curiozitatea. Poate ar fi timpul să mă alătur unui startup adevărat în climate tech. Și nu știu cum toate așa s-au aliniat stelele și am decis că da, cu o țară nouă voi obține și un job nou și e timpul să spun pa Meta deja în Facebook. Și da, parcă știi, mi-am realizat toate visele acolo, și aveam nevoie de ceva. La Facebook, politica de dezvoltare bine pusă la punct a fost un pilon al succesului, transformând compania într-un lider de top în industria tehnologică. Din experiența mea și faptul că am plecat acum de la Facebook, cred că ceea ce îi ajută foarte mult sunt oamenii. Chiar ei recrutează niște oameni deosebiți care inovează, care nu se tem de provocări, care chiar îmi place un slogan de-al Facebook-ului, că nimic la Facebook nu este problema altcuiva, da? Dacă ai depistat o problemă, te apuci de ea, nu o lași acolo să se dezvolte și să devină mai mare. Și cred, și alt slogan care îmi place foarte mult e primul pe care l-am primit atunci când ne alăturam echipei, că acum tu ești CEO-ul companiei tale, știi? Deci anume mindset-ul ăsta de CEO, că tu poți să iai decizii, că tu trebuie să te uiți la orice departament, orice echipă în care lucrezi, ca ce aș face eu ca să mișc afacerea noastră, organizația noastră la următorul nivel. Și faptul că ei recrutează așa oameni, cred că se datorează succesul lor, că aveam niște programatori care făceau într-o oră ce alți programatori din alte companii făceau, nu știu, zile, săptămâni, luni uneori. În plus, accentul pus pe partea financiară a angajaților este un element distinctiv. Compania acordă o atenție deosebită beneficiilor și asigură un pachet financiar competitiv și avantajos.
Ei se asigură că ești apreciat din toate punctele de vedere, nu doar, știi, psihologic, emoțional, dar și financiar. Clar că trebuie să meriți creșteri de salariale, aveam niște evaluări de performanță destul de sofisticate, când eu mă aflam erau de două ori pe an, deci asta era oportunitatea pentru tine de a obține feedback de la managerul tău, de la colegii tăi, și asta determina, și tu trebuia să-ți scrii un self-review, da? Să-ți faci evaluarea ta. Și asta îți determina creșterea în salariu, da? Procentajul. La unii, poate care se descurcau mai puțin, putea să fie, nu știu, 5, 7, 10%. Alții care erau, mă rog, redefines expectations, da? Cineva care setează un nou standard. În dependență de performanță, de asemenea, îți dau și stocuri. Da? Și asta te responsabilizează și mai mult, deoarece viitorul companiei, performanța financiară a companiei determină și valoarea stocurilor pe care tu le ai. Și cred că asta foarte mult influențează și te motivează să aduci rezultate bune. Acum aproape 10 ani, Dana și alți tineri au avut inițiativa de a înființa organizația MentorMe, o platformă ce a devenit un sprijin de încredere pentru elevii și studenții de pretutindeni. Această inițiativă a devenit un punct de referință pentru cei ce au nevoie de îndrumare în diverse domenii, oferindu-le uneltele și resursele necesare pentru a-și construi viitorul în cariera lor. În 2014 s-a întâmplat toată povestea asta frumoasă. Era gala studenților originari din Republica Moldova, pe care am avut onoarea să o cofondez. Și scopul galei era ca să aducă tinerii de peste hotare, să-i premieze, dar scopul nostru secret era ca ei să creeze proiecte împreună. Proiecte care să rezolve probleme din Republica Moldova sau să aibă un impact pozitiv. Și în 2014, după o gală de an asta, noi nu știu cum ne-am adunat așa la un, să discutăm idei de proiecte și așa mai departe, și toți cam spuneam aceeași idee, că atunci când ne-am mutat peste hotare, nu prea, sau înainte să ne mutăm, sau înainte să alegem facultatea, am înțeles că ne-am fi dorit, la un moment dat, să fie avut un mentor care să ne ghideze, să ne ajute, să facem alegeri și decizii mai bune. Da, există o mulțime de informații pe internet, poți să găsești, dar este cu totul altceva când vorbești cu un absolvent de la o anumită facultate sau de la o anumită universitate sau cineva care lucrează la o companie la care tu vrei să lucrezi, ca Google, Facebook, poate alta. Organizația MentorMe a crescut semnificativ de la înființare, acum având peste 100 de mentori dedicați, facilitând peste 700 de conexiuni între profesioniști și tinerii aflați la început de cale. Cu prezență în peste 24 de țări, în mai bine de 100 de orașe și colaborând cu peste 100 de universități, MentorMe a devenit o rețea globală care a conectat un ecosistem educațional și profesional vast și diversificat. Ne-am gândit, de ce nu să ne mobilizăm, să facem ceva în acest sens, și așa s-a născut MentorMe. De fapt, în grupul inițial era și domnul Dan Perciun. El a venit și cu denumirea de MentorMe, așa că îi mulțumesc. Da, și Dumitru Vicol era mai mulți acolo care noi așa ne gândeam cum și ce, și nu ne-am așteptat că atâția mentori vor fi disponibili și dornici să ajute și să-și acorde timpul și să îndrumeze tineri care sunt la început de drum și care au nevoie de încurajare, au nevoie de inspirație, au nevoie de sfaturi. Și visul meu era ca să fiecare moldovean din această lume să aibă un mentor, un mentor care să-i ajute, să-i ghideze, să-i motiveze, să-i inspire, și să, după această experiență să dea mai departe, da? Ei să devină mentori la altcineva care are nevoie.
Realizările remarcabile ale Mentor Me au fost posibile datorită efortului colectiv și dedicării echipei. Fiecare membru a adus contribuții valoroase, transformând viziunea în realitate. Am aplicat ca project manager. Nu mă gândeam că o să trec pe poziția de CEO, pentru că nu aveam atunci ca prioritate și eram și angajată. Dar mi-a plăcut ideea proiectului, mi-a plăcut rezultatele pe care le aduci și când intri în contact cu beneficiarii și înțelegi care este aportul pe care îl aduce un mentor. Ca anul acesta avem și un slogan fain, cu un mentor bun în spate, nu ai nicio greutate, da? Cumva n-am putut să refuz și respectiv am migrat pe poziția de director. Oh, cu Dana am cunoscut tot online în cadrul proiectului de Mentor Me și mi-a plăcut foarte mult vibe-ul ei, mi-a plăcut foarte mult energia ei și mi-a plăcut foarte mult dorința ei de a apărea în viața tinerilor și de a-i susține. Și chestia asta m-a făcut și pe mine așa energic, ok, hai că spate, hai pentru un scop nobil. Și mă bucur pentru relația care o aveam deja de ani. Dana Munteanu este un pionier al mentoratului în Republica Moldova și întâlnirea cu ea a fost, aș spune, o întâlnire fatidică al destinului, pentru că am dorit mereu să ajut tinerii, iar pe de altă parte, Dana Munteanu era liderul care ajuta tinerii de mai mulți ani. Dacă nu greșesc, din 2016 această organizație înregistrată a devenit un lider în sectorul de tineret, iar aș spune contribuția sau participarea mea în cadrul acestei organizații a fost mai mult decât firească, devenind mai întâi membru acestei organizații și apoi directorul departamentului de parteneriate și fundraising. În cadrul echipei Mentor Me, fiecare membru a avut oportunitatea de a învăța și de a se dezvolta alături de Dana. Contribuțiile ei și viziunea sa au fost o sursă constantă de inspirație și învățare pentru toți cei implicați. Responsabilitate, delegare și libertate în decizii. Să nu fac presiune asupra echipei, să le ofer libertatea de a-și asuma careva consecințe. Insistența. Niciodată să nu te oprești, chiar dacă te refuzi de 9 ori, de 10 ori, încă o dată aplică, unul ar fi. Doi, permanenți continui, indiferent unde te afli ceva, să continui și să creezi lucruri noi. Și al treilea, dacă ar fi de la Dana, am învățat un lucru foarte important de vorbi în fața camerelor. Nu știu cum se vede aici, dar fiind parte și fiind... pe partea de live-uri moderare, Dana a fost anume cea care mi-a spus gen, ia altă poziție în fața camerei, încearcă să vorbești mai rar pentru că eu vorbesc repede de obicei și anume a fost ea ca mentorul meu în ceea ce înseamnă comunicare pe live-uri. În prezent, Mentor Me a devenit o sursă de inspirație și sprijin pentru tinerii dornici să-și extindă potențialul maxim într-o varietate de domenii. Avem mentori din toate, practic, domeniile posibile. De exemplu, acum inteligența artificială este în vogă, da, și robotica. Avem pe Mihai Andrieș, care este un expert, știi, cu nume mare deja în toată lumea. Avem oameni ca Cristina Bato, care lucrează la Fondul Monetar Internațional și se pricepe foarte bine la data science și politici și așa mai departe. Avem antreprenori ca Victor Vântu, Cristina Gonța, avem oameni care lucrează în domeniul consultanței, avem oameni care lucrează în big tech, startup-uri, avem pe cineva chiar în Malaysia, da? Care lucrează în domeniul fintech, într-un startup și ea are o echipă globală de HR în toate colțurile lumii pe care o gestionează. Avem o pictoriță, avem și mulți oameni din domeniul artelor, dacă te interesează, nu știu, vrei să creezi filme, vrei să lucrezi în jurnalism, avem un mentor pentru tine. Acești aproape 10 ani au reprezentat pentru Dana o perioadă plină de provocări și lecții esențiale. Fiecare obstacol a fost o oportunitate de învățare și creștere, aducându-i lecții importante pentru evoluția sa personală și profesională. 10 ani au fost plini de lecții,
de dat cu capul în gard uneori, când aveam nevoie de partener, de susținere. La început, mă rog, lumea nu ne prea cunoștea, conceptul de mentorat nu era atât de cunoscut la noi și trebuia să... Știi cum, să ne creăm temelia. Asta a însemnat să găsim o echipă puternică, ceea ce a însemnat, de fapt, mai multe echipe s-au schimbat peste ani, deoarece era bazat pe voluntariat, eram în toate colțurile lumii, să găsești timp pentru fiecare. Nu era chiar atât de simplu, dar am găsit în final o formulă, mă rog, online și uneori ne vedeam și în Chișinău ca să lucrăm împreună. Ne revedem după publicitate. Stați aproape! În această perioadă a învățat să gestioneze diverse situații, să se adapteze și să evolueze într-un mediu în continuă schimbare. Cu timpul, lumea a devenit mai deschisă la mentorat și lumea nu se temea să-și povestească visele, cum înainte să nu povestească la nimeni că nu o să se împlinească. Și au devenit mai deschiși la această oportunitate și am acumulat cât mai multe istorii de succes, am câștigat proiecte, am colaborat cu Ministerul Educației, cu TechWheel, Centrul pentru Informații Universitare și, cu timpul am creat și o platformă de e-learning în care am dezvoltat un curs de fintech pentru prima dată în Moldova cu un mentor de-al nostru, Doina Chiselița. Am dezvoltat proiectul Job Accelerator, care este un curs online și acum îl ducem și offline. Dana a fost profund impresionată de dedicația și dorința fermă a moldovenilor de pretutindeni de a contribui și a sprijini tinerii din țară. Ceea ce m-a uimit este această dorință și disponibilitate de a ajuta. Că, mă rog, noi știm că noi suntem oameni primitori, generoși și ne lăudăm la toți, știi, despre asta, dar eu cred că pe pielea mea am simțit-o anume în acești 10 ani, deoarece am avut situații de care vrei, știi, și întrebări de la beneficiarii noștri din toate domeniile. Tânăra a fost surprinsă de pasiunea și angajamentul lor de a oferi îndrumare și susținere celor de acasă, în special în ceea ce privește educația și dezvoltarea lor profesională. Lumea vrea să contribuie, doar că lumea nu știe cum și lumea vrea ca timpul lor să fie petrecut cu cap, știi? Să nu fie ceva de genul, hai, veniți la un proiect, nu o să vă spun cât timp o să trebuiască să dedicați, nu o să vă spun despre ce este el, dar când așa e mult mai clar, uite, vei avea un mentee sau trei mentees, avem nevoie de trei sesiuni cu fiecare, îi vei ajuta să, să revizuiască CV-ul, scrisoarea de intenție, îi vei organiza o simulare de interviu și le vei oferi feedback. Cred că este mult mai tangibil și mai ușor de îndeplinit pentru un mentor super ocupat și care are multe, multe alte proiecte. În prezent, Dana este stabilită în Olanda. Această țară a devenit o destinație pe placul ei din mai multe motive. Olanda i-a câștigat inima datorită diversității culturale vibrante, infrastructurii excelente și calității vieții remarcabile. Această țară m-a întâlnit destul de prietenoasă, chiar nu m-am așteptat într-o țară să ai, un grup de voluntari care o să te învețe să mergi cu bicicleta. Eu, din păcate, spre rușinea mea, nu știam să merg cu bicicleta și m-am învățat în Olanda, așa că mereu îi voi fi recunoscătoare acestei țări, dar și mai ales faptului că poți să scrii că vrei să te înveți și îți găsesc un voluntar, iată, un tip american, tată cu doi copii, găsea timp liber să mă învețe să merg eu cu bicicleta.
tot m-a uimit faptul că toți vecinii noștri au un grup de WhatsApp în care coordonează diferite activități, de exemplu de Crăciun, trebuia să punem luminițe din asta, să decorăm ca strada noastră să fie cea mai frumoasă, că asta este tradiția. Și ai grupuri de WhatsApp pentru orice interes, nu știu, îți place live music, vrei să mergi la jazz, este un grup de WhatsApp pentru tine, vrei să mergi la film și ai nevoie de... nu știu, prieteni noi, poți să găsești un grup și acolo. Aveam cluburi de plimbări în fiecare sâmbătă la ora 2, unde te duci și faci cunoștință cu alți, știi, veniți de prin alte colțuri ale lumii ca tine. Dana își desfășoară acum activitatea profesională de la distanță, iar această schimbare reprezintă pentru ea o experiență nouă. Pentru mine anul acesta a fost destul de greu, deoarece eu am mers pe un job remote, da, de la distanță, să lucrez de acasă, ca să înțeleg că pentru mine asta nu funcționează, nu este formula ideală pentru mine deloc. Și de aia cred că nu, dacă alegeam un job la o companie olandeză, cred că mă integram mai rapid în noua țară și înțelegeam cultura mai ușor, dar așa eu cred că am pierdut acest an mai mult concentrându-mă pe job, pe muncă, și acum am înțeles că am nevoie de o schimbare, trebuie să prioritizez integrarea mea în noua țară. Noul mod de a lucra a adus provocări și oportunități noi, deschizându-i orizonturi și aducând cu sine lecții și descoperiri valoroase. Acum negociez cu compania actuală ca să avem hot desk sau un co-working space în Amsterdam. Și da, sper că se va rezolva, dacă nu, va trebui să merg mai departe. Și cum, eu cred că cu timpul îți dai seama prioritățile tale. Înainte, știi, era mai ok să sacrific unele lucruri, dar acum cred că toleranța mea devine mai mică, din păcate. A explorat o varietate de domenii pe parcursul carierii sale și a acumulat experiențe și cunoștințe în diferite arii profesionale. Această diversitate i-a oferit o perspectivă amplă asupra diferitelor aspecte ale pieții muncii și a ajutat-o să înțeleagă exact ce își dorește de la un loc de muncă. La început credeam că asta e o problemă. Chiar îmi părea că, uite, toți se vor uita la mine în CV și vor vedea, oh, Dana, ce cu ea, nu știe ce vrea de la viață sau de la cariera ei. Cu timpul, ca să-mi dau seama, lucrând asupra mea și lucrând cu alți mentori, că de fapt asta e atul meu. Eu mă descurc în diferite circunstanțe, îmi place să transform organizații, îmi place să transform echipe, oameni. Nu este teamă de schimbări, iar experiențele variate pe care le-a avut au consolidat încrederea în capacitățile ei și au făcut ca adaptabilitatea să fie una dintre calitățile sale de bază. Sfatul meu este că dacă simți că ai nevoie de schimbare, să știi cum, să nu fugi de la ceva, dar să mergi spre ceva. Cele mai proaste decizii pe care cineva poate să le ia e atunci când se simte nefericită în job-ul sau în careva companie, echipă, și în loc să aleagă o oportunitate care să o energizeze, să o mobilizeze, să pară, wow, ce fain, chiar vreau să merg cât mai rapid acolo, aleg ceva doar așa, din frică, ca să plece cât mai repede din locul actual. De aia, nu știu, cred că m-aș întreba de ce mi-e frică. Dana încurajează o abordare fără frică în fața schimbărilor și îndeamnă să ne ascultăm propriile dorințe atunci când simțim că nu suntem împliniți la locul de muncă. Am observat și eu, prin faptul că am mentorat multe femei, că atunci când se gândesc la o schimbare și vor să aplice la un job, ele vor ca fiecare, nu știu, descriere acolo în funcția asta, descrierea aceasta a jobului, să fie 100%, știi, al lor. Dar, de fapt, sfatul meu e că dacă 60% din ceea ce vezi, tu crezi că poți să te descurci sau ai intenția și dorința să înveți, aplică, chiar aplică. Deoarece garantez că dacă te vei pregăti de interviuri, dacă vei investi în a obține acele cunoștințe și mai ales că la lucru te vor învăța, nu e sfârșitul lumii ca tu să nu le cunoști pe toate. Atunci când crezi că nu e pentru mine, că nu mă voi descurca, că altcineva va fi și mai bravă, aplică. Eu la Google și la Facebook n-avea să nimerez dacă nu
ziceam, da, voi aplica, da, voi merge prin proces, chiar dacă nu am toate cerințe, nu îndeplinesc toate cerințele de pe hârtie. Viața a pus-o pe Dana la diverse provocări și experiențe, iar trecerea timpului și distanța au avut un rol semnificativ în înțelegerea sa asupra importanței familiei. Cred că cea mai dificilă situație pe care am trecut-o în viața asta a fost lupta cu cancerul, cu mama. Au fost 8 ani destul de grei, dar ea m-a învățat că viața este ceva pe care trebuie să o prețuiești la maxim. Și chiar dacă a plecat de printre noi, mi-a oferit acest dar de a investi și mai mult în mine, de a mă autocunoaște, de a face niște lucruri pe care poate în viața mea nu le-aș fi făcut dacă n-ar fi murit mama. Așa cum ar fi, știi, să merg la niște, la o școală în care am învățat despre lucruri cu energiile și anume cum să-ți faci healing și chestii din astea. Dar da, cred că cel mai greu să depășești este o pierdere așa colosală, mai ales că mama a jucat un rol foarte mare în viața mea. Ea, datorită ei, am avut această sete de cunoaștere, de a vrea să descoper lumea, să cunosc cât mai mulți oameni interesanți și așa mai departe. Și cred că nu depășești complet această pierdere. Anii cred că te învață să trăiești cu ea. Pierderea și trecerea în neființă a mamei au reprezentat pentru Dana o perioadă extrem de dificilă și dureroasă în viața sa. Dar cred că ce m-a ajutat pe mine este, am citit despre stările, stările prin care treci atunci când pierzi pe cineva, da? Treci prin acceptare, prin refuz, prin negare, prin furie, prin de toate. Și faptul că am fost înconjurată și de alți oameni care și-au pierdut oamenii, și-au pierdut ființele apropiate și ei mi-au oferit acest cerc în care eram primită și susținută și mai ales cum eu eram așa carieristă și cariera și nu știu ce, mi-a dat așa un apă rece și să înțeleg că familia este pe primul plan și nimic nu este veșnic. Tu ziceai că ești mândră de Moldova. Uh-huh. 3 lucruri pe care le spui despre Moldova unor sau altor naționalități care nu au auzit niciodată despre țara noastră, care ar fi asta? Cred că unul ar fi oamenii primitori, generoși, talentați, care te vor invita și în casa lor la prima întâlnire cu tine sau îți vor face cunoștință cu bunei, cu străbunei, chiar dacă nu mai v-ați făcut cunoștință. 2 ar fi plaiurile noastre natale, sunt foarte frumoase, chiar dacă nu avem, știi, niște poate natură din asta dramatică, dar, nu știu, natura noastră parcă te leagă în sânul ei, te liniștește, te calmează. Și 3 ar fi, cred că, dansurile noastre, nu știu, tradițiile astea, o nuntă, iată, o nuntă le-aș recomanda să vadă, să vină la o nuntă moldovenească. Eu cred că asta ar fi cartea de vizită a Moldovei. Acolo vor avea parte și de dansuri, și de mâncare, și de oameni. Da, poate asta ar fi chiar numărul 1. Viața este un mozaic fascinant al provocărilor și al schimbărilor, iar Dana Munteanu reprezintă un exemplu de curaj și înțelepciune în fața acestora. De la succesul în industriile creative, la dedicarea în sprijinirea comunității sale, trecerea ei prin experiențe diverse a transformat-o într-o sursă de inspirație. Eu cred că este faptul că suntem descurcăreți. Nu știu, în dependență de în ce mediu ai crescut, cum ai fost educat și așa mai departe, oricum cred că în Moldova trebuie să te înveți să te descurci, da? Că sunt unele momente, situații în care trebuie să gândești creativ, să găsești soluții așa mai inedite. În drumul său, Dana ne încurajează să credem că pasiunea și capacitatea de a ne ridica mereu sunt busolele care ne îndreaptă spre a descoperi adevărata noastră esență. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă!
susținem Starnet pentru că iubim Moldova.